Bună seara și bine v-am regăsit. Începem emisiunea De ale Buzoianului. Vorbim în această ediție despre traficul care a atins valori alarmante în ultimele zile, aglomerație mare în tot municipiul, în toată țara. De altfel, l-am invitat în studioul Campus TV pe domnul subcomisar Remus Nicula de la Poliția Rutieră. Bună seara, domnule Nicula, bine ați venit. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră și mulțumim de invitație. Și eu vă mulțumesc că sunteți alături de noi într-o seară în care toată lumea e extrem de ocupată. E bine însă să vorbim și despre recomandări, despre ce ar trebui să facem, chiar și așa pe ultima sută de metri, pentru că așa cum am observat și în ultimele zile, din păcate tragedii se întâmplă una după alta în municipiul Buzău, doar aseară două accidente grave la ieșire spre Ploiești, altul la ieșire spre Brăila. O persoană a murit, din păcate o tânără de 18 ani și alte 7 persoane au fost rănite. Aș vrea să vorbim în începutul emisiunii despre aceste evenimente rutiere. Da, din păcate, în ajun, să zicem, de asemenea sărbători, pentru că până la urmă, în asemenea perioadă, ar trebui să vorbim de lucruri cât mai pozitive și oamenii să înțeleagă că atunci când se apropie, mai ales atunci când se apropie asemenea sărbători, este bine să ne gândim, exact cum spune croitorul, ați văzut măsoară de 7 ori și tai o singură dată, așa ar trebui să facem și noi pe stradă, să ne gândim la viața noastră, să ne gândim la viața celorlalți participanți la trafic și să nu ne mai grăbim, că de fapt de aici pleacă toate aceste tragedii, graba și neatenția, pentru că nu, eu sunt convins că fiecare dintre noi, cei care avem un carnet de conducere, un permis de conducere, cunoaștem regulile de circulație. Și dacă aceste reguli de circulație le știm, doar din neatenție, din grabă, le încălcăm și chiar de multe ori le încălcăm cu bună știință, pentru că să circuli cu o viteză mai mare decât limita admisă pe sectorul respectiv de lung, o faci cu bună știință. Sau te-ai dus într-o vizită și ai consumat băuturi alcoolice știind că după aceea vei merge cu autoturismul. Deci acolo nu mai există neatenție, nu mai există grabă, există inconștiență. Despre asta vorbim. Vorbim despre a avea drumuri în siguranță decât dacă noi le facem să fie sigure. Atunci când conducem, chiar marțea când se dă acel test de circulație, 13 cei care vor să-și reducă perioada de suspendare, le spun acelor conducători auto care vin, pentru că noi suntem un exemplu pentru copiii noștri. Dacă noi mergem cu viteză în localitate, cu 130, dau un exemplu, că am avut 132 de kilometri la oră, am avut în afara localității 200 și de kilometri, 230 de kilometri la oră, 186 de kilometri la oră, mergem cu viteză și în autoturism se află un copil, același lucru va face cel când va fi mare. Dacă nu purtăm centura de siguranță, când plecăm de pe loc, noi nu purtăm această centură de siguranță și copilul nostru va face la fel, indiferent că va fi amendat de nu știu câte ori de polițistul pe care îl vede în trafic sau va vorbi la telefonul mobil, părintele, același lucru va face și el. Asta vă spun că este un exemplu. Suntem un exemplu noi toți pentru ceilalți participanți la trafic. Ați văzut că de multe ori vorbim de accidentele acestea rutiere care se întâmplă din neatenție. Spunem că la un moment dat nici noi nu știm ce a dus ca acel accident să fie făcut să se întâmple. Unul a scris un mesaj, un conducător auto a scris un mesaj, altul vorbea la telefon, pentru că sunt alte preocupări decât cele pe care ar trebui să fie în autoturism. Să ne gândim la ceea ce facem, să nu ne gândim în altă parte, la ceea ce avem de cumpărat, la ceea ce avem de făcut. Să ne gândim acolo că avem în mână, că ai putere, viteza e foarte mare și atunci la un impact, știți că am mai vorbit despre acest impact, 100 de kilometri dacă rulăm, se dublează, se adună viteze la un impact frontal și atunci aceste tragedii se întâmplă pe stradă. Asta s-a întâmplat și aseară, când la intrare în municipiul Buzău, dinspre DN1, dinspre Ploiești sau dinspre București, depinde pe ce parte vii, un conducător auto nu a ținut cont de faptul că se apropie de o localitate, pentru că mai avea câțiva metri, oprea la indicatorul oprire, avem acolo un indicator care ca să permită celorlalți din dreapta să treacă și nu avea de ce să aibă o asemenea viteză, pentru că impactul a fost foarte mare, deci viteza de deplasare a fost foarte mare. În aceste condiții, acolo avem două benzi pe sens. O bandă de circulație are 3 metri și jumătate, vă dați seama ce înseamnă, sunt 7 metri lățimea acelui drum. Există spațiu de 3 mașini, o de mașină de un autoturism. Da? Deci dacă noi, acel conducător auto nu se grăbea și era atent, putea să evite moartea acelei fete, acelei adolescente de 9
19 ani. De aceea este bine să fim atenți, să respectăm regulile de circulație. Le știm, le cunoaștem, fiecare dintre noi, că suntem pietoni, că suntem bicicliști, că suntem conducători auto, cunoaștem regulile de circulație, dar nu le conștientizăm în atât de mult încât să ne gândim să nu ne prindă radarul. Că de fapt facem flash-uri pe drum, vedeți că este radar, atunci suntem cu minți. Avem 60 de km la oră în localitate sau 59, avem 100 în afara localității, vorbesc de DN285, de frica acestui casă radar. Dar noi gândim că mergând cu o viteză mai mare decât permite legea, atunci ne punem viața în pericol atât nou cât și celorlalți participanți la trafic. Avem un căruțaș pe 2B, la Brăila, în afara localității și acolo, nu în localitate, neechipat corespunzător acel căruțaș. Dar se pare că și consumase și alcool. Nu mai spun că și consumase. Oricum asta era problema în principiu pentru că mergea în aceeași direcție, dar semnalizarea, pentru că nu a fost semnalizat acel căruțaș, acea căruță, după cum bine știți, trebuie să aibă anumite elemente de reflectorizante. Da? Pentru că îl putem vedea din timp. Putem noi, conducători auto, putem să reducem viteza din timp. Ați văzut biciclistul. Dacă are vestă, poartă în raza județului Buzău, sunt bicicliști care poartă vesta și ziua. Da? Pentru a fi vizibil în trafic și a putea fi ocoliți. Ei nu au acele oglinzi, ați văzut și dumneavoastră că nu au acele oglinzi laterale, că nu sunt obligatorii la bicicletă, nu știu ce se întâmplă în spatele lor, nu sunt ca pietonii să circule din față, ca mașinile să poată fi văzute din față de către ei, să poată feri. Ei merg cu spatele, așa, căruța, la fel, căruțașul acesta. Putea să aibă unul la mie, peste unul la mie, dar trebuie, într-adevăr, e o circumstanță, ce să caute pe DN2 într-o seară neechipat corespunzător. Asta vorbim că sunt accidente care pot fi evitate, sunt aceste accidente, se pot evita dacă respectăm regulile de circulație. Conducătorii auto, dacă nu se grăbesc, dacă sunt atenți, sunt conștienți de depășirea în momentul când efectuezi o anumită depășire. Trebuie să te asiguri din față că nu vine autoturism, mai ales când este noapte. La fel, sau se poate apropia un obstacol. Există o această sistematizare în zonă. Sunt două benzi pe sens, sunt două poduri, urci. E o rampă în care se urcă și acolo nu se îngustează drumul, rămâne banda de circulație la fel ca și când a fost pe drumul drept, pe un aliniament. Atunci, în aceste condiții, nu avem motive, doar să intrăm în autoturismul din față că pune frână și a oprit pentru un vehicul. A evita impactul, da. Dar în acela. Condițiile în care să ne ducem un balustradă, nu am mai avut niciun accident de asemenea, un asemenea fel produs în zona respectivă, nu vă spun că n-am avut niciodată de asemenea gravitate. Sunt accidente mai ușoare, dar nici într-un caz acolo. S-au făcut demersuri acolo, această balustradă a mai fost prelungită cu câteva balize, era oricum indicator de ocolire în zona respectivă. Am înțeles că o să se studieze și problema să există o posibilitate să fie luminat puțin acolo acel pod în timp, poate și din acest motiv a fost surprins acel conducător auto. Dar acel conducător auto mai trecuse pe acolo, știa la ce să se aștepte, știa configurația drumului. Asta vă spun că aceste accidente le dezbatem aici, vorbim despre ele, dar dacă noi suntem conștienți de faptul că putem salva vieți, că putem să nu producem asemenea accidente, am spus, eram parcurs și eu acest drum spre Ploiești, dus și întors, m-am întors după amiaza, cu 10 minute, un sfert de oră, după mine s-a produs acest eveniment rutier. Traficul era foarte intens și pe un sens și pe celălalt. Depășirile pe care trebuia să le faci, trebuia să te asiguri din timp, să îți dai seama de viteza cu care se circulă cel din fața ta, ca să ai timp suficient să revii pe banda după ce ai făcut depășirea respectivă. Nu este atât de simplu cât pare când vorbim noi despre aceste accidente, acest condus, mai ales în traficul din această perioadă, pentru că vă dau un exemplu, sunt peste 30.000 de mașini, peste 30, în jur de 33.000 care tranzitează DN285 în această perioadă, deci de Crăciun și de Paște, aceasta este valoarea traficului. 33.000. Pe DN1B spre Mizil, la fel, poate sunt jumătate dintre ele acolo, nu există un contor care să ne poată da pe DN285, putem să vorbim despre aceste valori de trafic. Despre traficul din această perioadă și despre echipajele de poliție care se află peste tot, o să vorbim imediat. Deocamdată avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara, stimată doamnă, bună seara invitatului dumneavoastră. Bună seara. Am aflat cu groază de acest incident. Fata asta a murit nevinovat. Un factor agravant pentru conducătorul auto, deci pe lângă obligația de a reduce viteza în localitate,
Deci pe podul respectiv avem limitator de viteză la 30 de km pe oră pe ambele capete. Așa este. Și acel limitator se vede de departe. Nu poate să spună când nu l-a văzut. Da. Pur și simplu la ignorat. Săracul acum nu mai poate spune nimic din nefericire. Nu, el șoferul... este accidentat ușor. Da? Da, accidentat ușor șoferul. A, înseamnă că va plăti pentru tragedia exact. În care... Deci dacă respectăm nu acest limită de 30, limita în localitate, nu se întâmpla așa ceva. Exact. Să lovea, era un accident, să ia mașina și atât. Nu știu cum să vă spun. Înainte era un domn colonel Victor Beda, pe vremea când am dat eu examenul de conducere, care avea niște intervenții, articole, intervenții la radio, la televiziune de conducerea preventivă. Da. Spunea că este mult mai ușor de previ decât să înlături urmele unui eveniment. Din păcate, nu am mai văzut așa ceva în zilele noastre. Părerea mea este că examenul de conducere este mult prea blând. Oricine poate să ia, dacă vrea, examenul de conducere și după aia nu mai privește absolut nimic, nu se mai pun... Deci nu numai că nu respect regulamentul de circulație în vigoare, majoritatea conducătorilor auto, dar nici măcar nu se mai pun la punct modificările care apar pe parcurs. Aveți perfect dreptate. Dacă îmi permiteți, n-ați spune că examenul este mai puțin drastic, sunt probele, ați văzut și noastră, una e să dai în 1991-92 de permis de conducere, să te dea, aveai proba de poligon, aveai proba de conducere de noapte, aveai acele opriri care se făceau în rampă și acele jaloane, nu mai spun poligon, era foarte, foarte bun, era o probă de îndemânare, pentru că așa aceleași probe le-am susținut și eu. Aș spune pregătirea acestor candidați, acestor elevi, pentru că una este să ajungi la o teorie și alta este să faci practică. Cu mult înainte să te deau, nu puteai să dai sala decât dacă luai sala la școala de șofer respectivă. Până nu luai școala, nu luai sala acolo, nu veneai să dai examen la poliție. Deci spuneți că școlile nu mai sunt profesional, performante. Din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt foarte mulți instructori auto, fiecare are stilul lui de lucru, nu mai există o pedagogie în sensul acesta. Înainte erau obligatorii aceste cursuri de pedagogie la acești instructori auto și fiecare școală, după bunul lui plac, ca să spun așa între ghilimele, și profesorul de legislație rutieră contează foarte mult ca să explice. Acum ați văzut ce se întâmplă, avem acele întrebări, 2000 câte sunt, 1500, și că copiii, adolescenții, cei care sunt tineri, fac acele întrebări, nu citesc acest regulament. Eu sunt întrebat de foarte multe ori de după ce să învețe cei care vor să susțină examenul și le dau un sfat. Zic, nu faceți întrebările acelea fără să citiți această ordonanță de guvern 195 ca să puteți să înțelegeți lucrurile. Se făceau ore de mecanică, se făceau ore de conducere preventivă în aceste școli de conducători auto. De aceea, acum, în momentul de față, se luptă direcția rutieră să introducă în lege să avem cel puțin 8 clase. Cel puțin 8 clase. Acum se poate să susțină examen și o persoană care nu are școală. Domnule Nicula, aș vrea să nu rămână la telefon telespectatorul. Dacă mai vreți să adăugați ceva, vă rog. Sugestie, deci la examenul de conducere, dacă puteți să-l mai prelungiți puțin și mai băgați ca durată a unei examinări în teren, în trafic, puneți-le niște probe capcană, de exemplu, să oprească, să parcheze într-o intersecție, să parcheze oblic când toată lumea parchează paralel, să parcheze perpendicular pe axul drumului, pe trotuar direct, să parcheze pe contrasens, pentru că astea nu mai sunt excepții în oraș, sunt efectiv obișnuințe, reguli. Corect. Dacă nu faci așa, te consideră ceilalți că ești împotriva masei de oameni. Și, bineînțeles, aceste șicane să fie eliminatorii. Deci, nu le-ai învățat, mai vin o dată, nene, și lasă-ne pe noi în pace. Asta am apă de spus. Vă mulțumim mult pentru intervenție. Sărbători fericite și liniștite să aveți. Da, ar fi bine să se poată schimba în vreun fel această procedură de examinare. Da, după cum bine știți, eu am fost și am lucrat și la examinare, am fost și examinator auto în anii anteriori și știu cum se susține această probă. Sunt 30 de ore pe care instructorul auto proba practică o face în oraș și este foarte greu ca după 30 de ore să cel care ajunge în trafic să se descurce, mai ales în traficul din această perioadă. Prin mai
mai multe măsuri. Deci chiar sunt foarte multe măsuri propuse atât de la nivel central, cât și la nivel local de către noi, dar să vedem legea, ea este cea care decide, pentru că noi după lege acționăm și atunci rămân pârghiile care le avem acum. Rămân pârghiile pe care le avem acum și să acționăm în funcție de acest lucru. Să știți că aceste accidente grave, pentru că avem acest conducător auto care avea permis de 3 ani de zile, nu era începător, 21 de ani, totuși nu putem să spunem a condus, pentru că avea o anumită experiență, nu, să zicem, că are permis de conducere și l-a avut doar în buzunar, a și condus, a făcut și kilometri, deci nu putem să spunem o lipsă de experiență în acest caz, pur și simplu viteza, și acest lucru contează foarte mult, mai ales în situația dată, pentru că plecând dintr-o localitate din Prahova, ajungând în București, din București, dorind să ajungă în Vrancea, trebuia să respecte regulile, deci trebuia să exact nu se grăbească. Exact cum a spus mai devreme, șoferii cunosc cu toții regulile, dar pe parcurs le mai le respectă. Reamintim și noi, să știți, ați văzut, da, în momentul în care circulă cu viteză, sunt sancționați. Par așa opționale. Da. Avem pe cineva la telefon. Bună seara, sunteți în direct. Sărămâna și bună seara. Bună seara. Bună seara. Crăciun fericit. Deci am ascultat de la dânsul mai înainte ce a propus cu aia. Nu e adevărat. Accidentele se întâmplă numai din cauza că acum în ziua de azi, când băieți de bani gata, au mașini goli. Deci și asta, organele de poliție încearcă să facă orice. Eu am văzut. Dar băieții, dacă ei nu înțeleg, chiar dacă au 21-22 de ani, ei nu înțeleg când conducele trebuie să mergi cât mai prudent. Să respect semnile. Ei merg ca o mașină puternică. Accidentele, în cauza asta se întâmplă după cauza mea și după concluzia mea mentală. Am de 22 de ani permis. Așa ceva, eu merg cu 40 în oraș și 60, 50. Și eu merg, trec pe lângă mine costă. Atunci, eu pot să evit un accident. Este un copil după o mașină la 40 km la oră. Cred că pot să evit un accident. Dar el la 100... Cu bolidul ăla mai evită? Nu mai evită. Niciodată. Deci aici e problema. Băieții care au bani și prind de bani gata și au mașinile puternice. Aici poliția ar trebui să fie cât mai severă. Adică, bă, nene, te-am prins pe Unire, pe Bulevard, pe unde? Mergi cu mașinile, faci numai exhibiții. Acolo nu sunt să ia permisul pe oră două. Să se anuleze, adică la anuleze de tot. Deci tu nu ești capabil să conduci pentru asta. Da, ar fi bine să permită legea. Nu se poate aplica o astfel de măsură dacă legea nu spune așa. Aici e problema. Că poliția rutieră română degeaba încearcă să facă ceva. Deci legea trebuie să fie și Constituția Suedea. Bă, dăle, tu în oraș, dacă nu ești conștient, atunci tu pentru ce ai permis? Că îi dai cât o vicepreședinte sau primar sau ce ești și ești băiat de bani gata, Vita mai băiatul și am bani și vezi, Doamne, dau peste copilul, de exemplu, dă peste copilul meu, mi l-a omorât, nu că are tata bani și mă scoate. Nu, aici nu e. Aici trebuie lege, bă, nene, te-am, cât a dat aici? 30 km la oră, 40-50, aia. L-a prins depășit cu 10-15 km, 20, anulat permisul. Adică să nu mai vede tu să conducă, să dea din nou să vadă cum este. Da. Exact cum a fost la școala 16, dacă ați văzut, a dat peste copii și accidentele care au fost acum în următoarele zile, din cauza vitezii, că dacă avea unul dintre ei o viteză regulamentară, o oprea și nu mai dădea peste cap pe bulevard sau unde a fost zilele trecute accidentul ăla cu mașina de la răsturnat. Ce viteză a putut să aibă ca să, la un impact să-ți dea o mașină peste cap? Deci, da, o să vorbim și despre acel accident. Eu vă mulțumesc pentru intervenție și pentru sugestie. Sărbători fericite vă doresc. Despre acel accident aș vrea să vorbim puțin. Acolo, în zona respectivă, înțeleg că au fost mai multe accidente. Este vorba despre două autoturisme care au intrat în zidul unei case, destul de puternic, pentru că au fost și pagube la locuința respectivă, din câte am înțeles. Ce s-a întâmplat acolo și care ar fi soluția? Da, deci pe raza municipiului Buzău, intersecția Colonel Buzoianu cu strada Plevne, a fost un eveniment rutier acum două zile. Și acolo am avut trei persoane care au fost rănite ușor la momentul respectiv. Într-adevăr, din primele cercetări, cauza accidentului este o neacordare de prioritate.
Acum, după cum bine știți și dumneavoastră, în zona respectivă, într-adevăr, au mai fost evenimente rutiere, că au fost tamponări, care s-au soldat doar cu pagube materiale, că au intrat în zidul acelei case și în ușa în respectiv. Dar al doilea șofer a reușit, dar, o cascadorie, de dreptul. O cascadorie, am înțeles, da. Din a zburat peste primul autoturism. Primul autoturism, da, și a ricoșat din zidul acelei case, a ricoșat în... peste acel autoturism. A fost un caz fericit, ca să spun așa, pentru că putea să ajungă pe platformul celălalt mașini și atunci era o tragedie foarte mare. Acolo vina a cui a fost? Am spus, din primele cercetări, pentru că acolo se va stabili exact cauzele și împrejurările accidentului, este acea neacurare prioritate, pentru că deci o persoană nu a oprit la indicatorul respectiv. Avem acolo două indicatoare de oprire, avem marcaj, pentru că de-aia v-am spus că acea intersecție a fost sistematizată tot în urma evenimentelor rutiere produse în zona respectivă, mai ales că sunt acești conducători auto care cunosc configurația drumului, nu sunt conducători auto care vin din altă parte și n-au mai trecut prin zona respectivă, nu. Sunt conducători auto care au trecut prin zona, trec frecvent prin zona respectivă. Chiar ieri am primit două telefoane, unul de la un instructor și unul de la o altă persoană care spuneau, zice, credeți-mă că aceeași greșeală am făcut-o și eu. Un instructor auto mi-a spus că nu și-a dat seama și a trecut prin intersecția respectivă fără să oprească cu elevul la volan. Și nu e semnalizată cum trebuie. Este semnalizată cum trebuie. Probabil că ai tendința să crezi că în zonă nu este intersecție, pentru că sunt acele garduri, sunt exact trotuarul și lățimea celelalte străzi respective. Te duce în casa respectivă, ați văzut că există. Probabil că îți dă senzația că acolo nu este, probabil că îți dă senzația că nu este o intersecție acolo. Mai ales și probabil că dacă în fiecare zi parcurge așa. E un instructor auto, adică vorbim de un om care în zona respectivă merge foarte des și atunci pur și simplu n-a mai fost atent la elev și probabil că știe. A trecut în partea cealaltă fără să se asigure. Dar spuneți-mi, cei din zonă au declarat că ar fi nevoie de limitatoare de viteză, da, acolo. Deci propunerea noastră, și am vorbit cu șeful de birou, cu domnul Colocel de la Poliția Municipiului Buzău, și o sistematizare în zonă ar fi un dispozitiv acela de calmare a traficului, cum sunt la trecerile de pietoni, și pe un sens și pe celălalt, ca să se oprească mai în interiorul intersecției, nu chiar în intersecție, și atunci nu mai avem posibilitatea să intrăm în intersecție fără să oprim. Ar fi cea mai bună soluție în acest moment. S-a vorbit, tot timpul vorbim despre asta, am vorbit și mai devreme cu telespectatorii, despre dorința de a avea o lege mai bună sau mai drastică, un alt cod rutier, alte norme. Înțeleg că zilele trecute s-a adoptat o hotărâre de guvern în ceea ce privește regimul bicicliștilor, regimul de circulație al bicicliștilor sau modul în care șoferii ar trebui să le dea prioritate bicicliștilor. Despre ce e vorba exact? Deci avem acea pistă obligatorie de biciclete. După cum bine știți, legea a fost modificată și anul trecut, în 2015, prin ianuarie-februarie, în care sunt obligatorii acele piste de biciclete și, normal, în intersecțiile respective ar trebui să le dăm prioritate celor care circulă pe acea pistă de biciclete. Dar cum în municipiul Buzău nu avem decât în anumite locuri, știți bine în ce zone avem aceste piste de bicicletă, pe zonele folosite în mod curent de acești bicicliști nu sunt aceste piste obligatorii, atunci îi respectăm ca atare în trafic, circulând aceștia cât mai aproape de bordură. Și distanța de depășire parcă era reglementată. Distanța de depășire este foarte, foarte importantă în momentul când depășești un biciclist. Nu este scrisă, nu este o distanță. Acum se pare că s-a instituit 1,5 metri. Este 1,5 metri, dar dacă bicicleta are o anumită dimensiune, o anumită înălțime, plus eu, de exemplu, să zicem că nu am un metru 90, dar este distanța cu bicicletă cu tot depășește 1,5 metri și atunci la o anumită dezechilibrare în momentul când, asta este regula nescrisă de la depășirea unei biciclete, când ai căzut pe carosabil, conducătorul auto să poată să depășească în condiții, să nu-l atingă pe acel biciclist, este să înălțimea bicicletei și a biciclistului să îți iei marjă laterală când ai depășit bicicleta. Este foarte bine acest 1,5 metri, minim 1,5 metri probabil că scrie legea, da. Da,
minim un metru și jumătate, și atunci noi trebuie să facem în așa fel încât atunci când avem o bandă de circulație pe sens și trebuie să depășim un, pentru că atunci când depășești un biciclist, depășești axul drumului. Atunci, într-adevăr, să luăm minim un metru și jumătate față de acest biciclist. Ca atunci când, încă o dată vă spun, când acesta se dezechilibrează singur, fără ca noi să-l atingem, să poată să cadă pe carosabil fără să fie să cadă pe autoturism. Asta a fost ideea. O altă problemă de câteva luni bune, cred că de foarte mult timp, pietonii devin victime ale accidentelor rutiere din ce în ce mai des. Și citeam astăzi un studiu în care se spunea că 35% dintre pietonii care vorbesc la telefon sau se uită în telefon în timp ce merg pe stradă, sunt victime, devin victime ale accidentelor rutiere. Exact, am văzut și eu acest reportaj foarte, foarte interesant și într-adevăr am discutat la dumneavoastră aici în emisiune, mi-aduc perfect aminte când am vorbit de acești pietoni, chiar luni am avut două accidente mortale pe raza județului Buzău, unul la Oreavu și unul la Albești, când pietonii se aflau pe partea carozabilă în mod nejustificat, unul a fost în localitate de 91 de ani, traversa neregulamentară strada, iar celălalt în afara localității Oreavu se afla la kilometri de localitatea Oreavu, se afla pe carosabil, mergea pe carosabil și a fost lovit de două autoturisme. Prima l-a atins și celălalt l-a lovit mai puternic pentru că l-a aruncat în cea de-a doua mașină. Da, într-adevăr, acești pietoni, în afară de faptul acesta, cum a spus și dumneavoastră și de acest sondaj, eu le spun adolescenților, pentru că până la urmă ei sunt cei care scriu mesaje în timp ce traversează strada și nu sunt atenți la ceea ce se întâmplă în trafic în momentul respectiv sau vorbesc la telefonul mobil. Am foarte multe exemple care sunt adolescenții de clasa 12 care vor să devină și conducători auto, dar sunt pietoni. Am avut accident pe trecerea de pietoni acum câțiva ani la HD-ul în intersecția respectivă din dreptul bisericii, când două fetițe au traversat strada, una vorbea la telefon, dar nu asta a fost motivul pentru care s-a... Dar ești atent. În momentul în care vorbești la telefon mobil sau scrii mesaje, nu mai ești atent la ceea ce se întâmplă în trafic. A ajuns acest telefon mobil o prelungire, eu așa îi spun, o prelungire a mâinii. Da? Și atunci trece, ca să spun așa, între ghilimele, viața pe lângă noi, fără să ne dăm seama. Ați văzut acest telefon mobil, intri pe internet, scrii mesaje, nu-ți mai dai seama, trec, dacă mergi cu autobuz, dacă mergi cu trenul, trec peisajele pe lângă tine, fără să-ți dai seama că ele au fost în momentul respectiv. Nu te trezești de la Buzău, de exemplu, dacă pleci până la București, nu știi pe unde, pe lângă ce ai trecut sau ce s-a întâmplat pe stradă. Ești tot timpul atent la telefon. Asta se întâmplă și pe trecerea de pieton când folosim. Nu se uită, un minim de asigurare, v-am spus, vorbim de recomandări, un minim de asigurare a pietonilor în momentul în care vor să traverseze strada pe la trecerea de pietoni. Așteptăm să vedem autoturismul respectiv a oprit sau nu a oprit. Atunci traversăm strada, nu ne aruncăm în fața, că noi suntem atenți la telefonul mobil, scriem mesaje, îl butonăm, atunci nu mai suntem, ne aruncăm efectiv pe trecerea de pieton. Și aceasta, deci și prin asta noi putem să evităm aceste accidente. Ce este mai important? Ca noi să fim accidentați, avem, ok, pe trecerea de pietoni, șoferul, conducător auto este vinovat de producere. Dar noi mi-am rupt un picior în cel mai fericit caz sau dacă dau capul de asfalt am decedat. Ce s-a întâmplat atunci? Tocmai de aceea, de multe ori, toate recomandările acestea par așa doar niște cuvinte fără sens, par o pură teorie, greu de aplicat. Din păcate, vedem și avem dovada clară din ce în ce mai des că se produc accidente grave. De multe ori oamenii își pierd viața tocmai din cauza faptului că nu se respectă niște reguli elementare, clare. Simple, da. Ne oprim pentru publicitate, revenim în câteva minute.